Încercați, fraților, să vă uitați la clipurile vechi, pentru că am peste 90 de clipuri pe acest canal. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Neața, prieteni, e ora 2 și ceva după masă. A dispărut totul de aici, de la mine din casă. Și frigiderul și canapeaua și tot. Le-au tăs cu mine pe hol, dezastru. Aici trebuie să spargem, să facem un living. Am mâncat foarte prost săptămâna asta. Ia uitați. Ghiroș. La farfurie am mai mâncat. Încă un ghiroș. Ce mai avem aici? Snickers, dublu. Cola. La 1,25 litri. Și beri. Am sărbătorit aseară. Am făcut un cheat day, ca să zic așa, un cheat meal. Acesta este peretele cu progresul meu. Și noi suntem tocmai aici. Voi scrie acum săptămâna 25, voi merge să mă cântăresc și ne vom revedea pe canapea, era să zic. Ne vom revedea aici pe scaun și vă voi povesti de ceva despre săptămâna asta, pentru că vreau să fie transparență totală. Știți bine că eu sunt foarte sincer cu voi și de aceea vreau să vă arăt și prostiile pe care le-am mâncat și care le-am băut, pentru că la urmă asta este adevărul. Chiar dacă nu am vrut să promovez lucrurile acestea, mai aveam câte un cheat day sau câte un cheat meal la început, când m-am apucat de YouTube și de progresul acesta, procesul de slăbire, de fapt, mi-a fost oarecum așa, cum să zic, nu vreau să arăt lucrurile acestea, pentru că mă gândeam că, domne, lumea trebuie să fie motivată și să arăți lucruri bune și, mă rog, dar până la urmă este canalul meu, este viața mea. Și pur și simplu vă arăt cu adevărat ceea ce mănânc, ceea ce beau, fără să mă ascund de voi, pentru că trebuie să înțelegeți că orice om trebuie să-și mai facă și poftele, să mai și sărbătorească, iar eu sunt foarte fericit, chiar dacă nu se vede. Știți bine că am avut 114,5 săptămâna aceasta, o greutate foarte, foarte mică. Nu mai am greutatea asta de vreo 2 ani, 3 ani. Eu mi-am pus aici și o cafea. Am început să dea foc. Mergem acum să ne cântărim, să facem cafea și revenim de aici după scaun. Să vă spun câteva lucruri foarte interesante. Este, mă! Mamă, cât am! Nu vine să cred! Bine, mă, tată! Vai de mine! Nu vine să cred! Salut! Sunt Otto de la Miere TV și astăzi este sfârșitul cele de-a 25-a săptămâni din programul meu de a slăbi peste 50 de kilograme. Ați văzut și voi, prieteni, 115,5 kilograme, nu vine să cred! Sunt foarte, foarte fericit, chiar dacă nu se vede pe fața mea, pentru că de-abia m-am trezit și am cam petrecut aseară. Sunt și un pic răgușit. Am scris, haideți să vă arăt, am scris aici pe perete, săptămâna 25, 115,5. Am slăbit 1,100 kg săptămâna aceasta față de săptămâna trecută, săptămâna 24. Este foarte bine, un progres foarte bun. Neașteptat de bun. Am crezut că nu o să mai slăbesc așa ușor, pentru că după un anumit timp corpul nu prea mai vrea să dea înapoi și corpul meu se pare că a dat în spate foarte bine și pe lângă asta sunt foarte fericit pentru că mi-am făcut și din pofte și acesta este un lucru foarte, foarte bun. Nu-mi place cum stă aici camera, trebuie să schimb, să găsesc o poziție. Deci am mâncat foarte multe dulciuri și
prostii fast food-uri pentru că n-am avut timp săptămâna aceasta, am fost foarte, foarte ocupat. Iar, după cum vedeți, tot am slăbit. Că atunci când mănânc prostii, de obicei, când îmi iau așa orma sau un burger sau ceva, atunci am grijă să nu mai mănânc decât fructe în ziua respectivă și un iaurt seara, un ceai, la fel, pot să mai adaug. Și așa mă asigur că nu mă îngraș, chiar dacă îmi fac poftele, cred că tot pe deficit caloric sunt, dar oricum caloriile au mai crescut. M-am îndreptat către 2000 de calorii săptămâna aceasta, poate chiar și peste, într-unele zile, și am slăbit foarte bine. Ceea ce e fantastic. Asta și-mi doresc, să pot mânca cât mai mult și să mă mențin, să nu mai mă îngraș. M-am dus mai în spate, am mutat camera. Haideți să vedem. Eu mi-am scris azi noapte câteva lucruri pe care vreau să le ating în acest vlog și de aceea mă voi mai uita pe laptop pentru a nu uita ceva. Și trebuie să-mi iau și telefon imediat. Gata, mi-am luat și telefonul ca să nu mai uit aici pe poze, să văd ce am mâncat. Să nu uit să vă zic. Da, prieteni, deci eu sunt foarte fericit, poate nu se vede pe fața mea, poate se aude și ecou acum, vă rog să mă scuzați pentru că toată încăperea este goală. Sunt foarte, foarte fericit, nu vine să cred că s-au făcut 31 de kilograme în total de când m-am apucat. Sunt 31 de kilograme fără 100 de grame și sunt foarte, foarte fericit. Sunt extraordinar de fericit, însă sunt puțin obosit, sunt puțin răcit. Mă doare spatele și mă doare mai multe lucruri, o să vă spun mai încolo. Haideți să mă uit aici ce am mai scris. A, da, săptămâna viitoare se împlinesc fix 6 luni de când am început slăbirea și voi face acel clip, săptămâna aceasta voi lucra foarte, foarte mult la el. Sper să-l termin până duminică și să-l pun. Deja am depășit 30 de kilograme. Vreau să fac transformarea de 6 luni, 30 de kilograme voi trece acolo, chiar dacă noi am slăbit mai mult, probabil că voi mai slăbi și până săptămâna viitoare încă un kilogram, se vor face 32 de kilograme, trebuie să trag bine la sală, să iau niște cadre frumoase acolo, să mă pompez bine de tot. Și apoi voi pune pe editat și voi face clipul. Haideți să vorbim despre ce am mâncat, fraților, pentru că săptămâna asta a fost un dezastru total. Am încercat să mănânc mai sănătos, chiar dacă am mâncat de la fast food. Adică am ales ghiroș în loc de pizza sau de burger. Am ales să mănânc carne de aceea pe rotisor, seamănă cu shawarma. Și cred că de aceea nici nu m-am îngrășat foarte tare. Iar sucurile și berile pe care le-am băut, pentru că l-am băut, săptămâna aceasta am băut vreo 2 litri de suc, 2 litri de bere, adunat așa. Dar în schimb, am mâncat și foarte multe fructe, pentru că nu am avut pofte de mâncare. Am început să dorm ziua și să stau noaptea treaz și efectiv toată ziua cât stau, nu pot să mănânc, am greață, e foarte cald. Prima masă de obicei o mănânc pe la ora 9, 10, 11, seara, noaptea. Și în timpul zilei mănânc fructe multe și încerc să beau multă apă pentru că este foarte cald și am așa o greață în fiecare zi, nu știu, efectiv nu pot. Nu e poftă de mâncare. Bine, am fost și foarte stresat săptămâna asta, poate și de aceea n-am avut poftă de mâncare. Pentru că au venit electricienii aici la apartament, au venit tecno cu niște oameni să mă ajute să eliberez, să car totul de aici. Și trebuie să mă apuc de șantier și sunt destul de stresat. Uitați, am mâncat caise, piersici, prune, văd aici. Ghiroș, am mai luat un ghiroș săptămâna asta. Asta a fost mai micuț, așa, din altă parte. Tot la caserolă. Da, am avut și cea mai mică greutate săptămâna aceasta.
de 114,5, dar eu n-am putut să mă mențin la ea, pentru că 114,6. N-am putut să mă mențin la 114,6 cât am avut ieri, sâmbătă, pentru că ieri eu m-am cântărit după 40 de ore de redormit și după ce am cărat timp de 6 ore, 10 ore, nu știu cât a fost, am cărat absolut tot de aici, din casă, toată mobila și credeți-mă că am transpirat foarte mult, am destratat foarte tare și de aceea cântarul a scăzut la 114,6. Să nu credeți că vreau să vă ofentez într-un fel, nu este scopul meu acesta. Din contră, vreau să fiu cât mai transparent, să vă zic lucrurile cât mai, cum să zic eu, exact cum s-au întâmplat. Și chiar dacă unii nu sunt să fie de acord că voi pune poze cu tot felul de mâncări din acestea, tip fast food și sucuri și bere, până la urmă, asta este, fraților, cred că după 31 de kilograme slăbite merit și o recompensă, ca să zic așa. Și de acum încolo, sincer să fiu, nici nu voi mai vrea să slăbesc o perioadă, pentru că trebuie să-i las timp corpului să își retragă pielea frumos și să apuc să mai trag un pic de mine, să încerc să mănânc mai mult un pic și să trag mai bine la sală, pentru a-mi crește și mușchii. Să-mi crească mușchii și mușchiul va intra în spațiul care o să fie lăsat liber de grăsime și astfel pielea va rămâne întinsă și nu va cădea, nu se va lăsa. Săptămâna aceasta am fost de 4 ori la sală. Da. Pe lângă asta, pe lângă sală, am făcut puțin de tot, foarte puțin. Cred că într-o zi am făcut 10 minute de bicicletă. Dar pentru că am cărat aici pentru că am făcut foarte multe drumuri până jos, eu stau la etajul 4, nu aveam lift și vă dați seama că și acest lucru, faptul că a trebuit să car toată mobila, a fost un exercițiu cardio combinat cu forță extraordinar. Însă să știți că la greutățile mari nu m-am băgat pentru că risc să mă accidentez, sunt pe deficit caloric, eram obosit, nedormit și nu am vrut să mă bag la greutăți mari, pentru a nu suferi o accidentare la spate. Oricum, spatele mă doare, mă durea și ieri și de aceea nici nu am vrut să bag greutăți foarte mari. Am dormit dezbrăcat, am dormit cu geamurile deschise, s-a făcut curent și mă doare spatele destul de rău aici jos. Adică m-a durut ieri, astăzi mai mă doare. Astăzi am o febră musculară a spate mai sus, pe la mijlocul spatelui. Pentru că am cărat și câteva lucruri mai grele, dar v-am zis, nu am forțat nota. Când am văzut că mă doare spatele și așa, nu m-am băgat la greutăți mari. Și vă sfătuiesc și pe voi să vă vedeți de treabă, dacă aveți de slăbit mult, să nu încercați să impresionați pe cineva, să arătați cât de puternici sunteți voi. Reîncălziți, obosiți și nemâncați, să faceți câte o, nu știu, să ridicați ceva foarte greu, pentru că riscați să vă accidentați și vă veți scoate, veți ieși din rutina asta în care ați intrat, în obiceiurile bune, veți abandona sala și sportul, și ușor, ușor te vei întoarce la vechile obiceiuri și la vechile depresii și vei începe să te îngrași iarăși și nu este bine, vă garantez. Mai bine sănătos decât accidentat. Deci trebuie să eviți la accidentările. Eu săptămâna aceasta, haideți să vă zic câte și câte mă dor. Știți foarte bine că mă doare bicepsul drept, încă mai mă doare. Hai, fraților, că mi s-a oprit camera, nu mai aveam spațiu de stocare, a trebuit să descarc tot ce am filmat. Se pare că va ieși un vlog destul de lung. Nu știu cum se va descurca laptopul la randat. Sper să fie bine. Da, haideți să revin. Deci trebuie să fiți foarte atenți la accidentări. Dacă aveți o accidentare ca și mine, v-am zis, pe mine mă doare piciorul, mă doare bicepsul și spatele și genunchiul stâng. Dacă vă dor anumite lucruri, anumite articulații, antrenați-vă inteligent, antrenați-vă cu greutăți mici și medii, antrenați-vă în jurul accidentărilor, pentru a nu risca să le agravați. Și nu încercați să folosiți greutăți mari dacă aveți probleme cu articulațiile sau cu o anumită grupă, pentru că riscați să vă accidentați. Încercați să vă încălziți foarte bine la antrenament.
Și dacă sunteți în deficit, dacă sunteți și în deficit caloric, cum sunt eu, este foarte, foarte important, v-am spus, să păstrați niște greutăți normale, medii, spre mici, să nu folosiți greutăți mari, pentru că mușchiul crește și, până la urmă, aveți timp să trageți la sală. Nu trebuie să vă gândiți, când vă apucați de slăbit sau de un stil de viață sănătos, nu trebuie să-l luați ca pe un sprint de 100 de metri, gata, mă duc, trag săptămâna asta, trag luna asta și mă slăbesc și după aia fac ce vreau eu. Nu! Trebuie să ai răbdare și să o iei cât mai ușor. Eu, când m-am apucat de sală în ianuarie, făceam cu niște greutăți așa micuțe, de fete. Erau niște copii pe acolo care făceau greutăți mult mai mari decât mine și cu toate astea nu mi-a fost rușine. Mi-am văzut de treaba mea și acum reușesc să fac greutăți mai mari decât ei, dar bineînțeles că nu în fiecare zi, pentru că nu toate zilele sunt la fel. Foarte, foarte rar pun și forțez mai mult atunci când mă simt eu mai bine, când mănânc mai mult în ziua respectivă și am mai multă forță. Dacă sunteți începători, la fel, nu vă stresați cu proteina, fraților, și alte suplimente. Nu este cazul. Eu am mâncat și mănânc și acum cam 100 de grame de proteină pe zi, atât. 100 de grame. Și este foarte ok, vedeți, pentru că la început, când te apuci de sală, corpul reacționează foarte, foarte bine și nu ai nevoie de proteine, nu ai nevoie să-ți calculezi macronutrienții și așa mai departe. Încercați să faceți mișcare, încercați să mâncați mai puțin și veți vedea rezultate și fără suplimente. Eu am mâncat, după cum știți, am mâncat polen foarte mult, pentru că produsele apicole mă ajută extraordinar de tare. Polenul pentru masă musculară, mierea pentru energie, cătrea la fel pentru energie, sunt foarte, foarte bune și sunt naturale și practic nu le pot încadra la suplimente. Este hrană, fraților. Și să vă zic ceva, albinele sunt singurele insecte care produc hrană pentru om. Singurele insecte din toată lumea asta și din toate speciile, sutele, miile de specii de insecte sunt singurele care produc hrană. Și ce hrană? Hrană foarte calitativă. Da. După ce voi termina cu slăbitul, sper că până la sfârșitul anului voi mai slăbi cele 19 kg, să fie 50 de kg, acestea 31 care le-am slăbit până acum, să fie 50 de kg și să din ianuarie anul viitor vreau să mă apuc de o perioadă de masă musculară, să mănânc foarte bine, să încep să-mi calculez cantitatea de proteine și să măresc un pic, eventual să iau și suplimente, pentru că după un an de zile este momentul ideal să începeți cu suplimentele. De aceea, dacă sunteți începători, nu încercați să luați din prima zi suplimente, pentru că nu veți observa îmbunătățiri extraordinare. Pentru că și dacă nu folosiți la început, oricum îmbunătățirile sunt și se vor vedea, dar vor fi la fel, chiar dacă vă luați proteine, pentru că corpul, mușchiul, nu are cum să crească atât de repede. Decât dacă folosiți hormon de creștere, steroizi, ceea ce nu vă recomand, niciodată nu vă recomand lucrurile acestea, pentru că sunt foarte periculoși și foarte, foarte răi pentru sănătate. Bun, fraților, cam atât pentru vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați motivat să slăbiți împreună cu mine. Nu 50 de kilograme cât vreau să slăbesc eu, poate voi aveți nevoie să slăbiți 5 kilograme, 10, 20, cine știe. Încercați, fraților, să vă uitați la clipurile vechi, pentru că am peste 90 de clipuri pe acest canal cu începutul perioadei de slăbire, de când am început eu după 7 ianuarie, de când aveam 146 de kilograme. Așa că nu uitați să vă uitați, să vă motivați, să vedeți ce am mâncat eu, să încercați și voi și să vedeți dacă merge sau nu. Nu uitați să mâncați sănătos, nu uitați să faceți mișcare, să consumați produse apicole pentru că sunt foarte sănătoase și să slăbiți dacă aveți nevoie. Vă mulțumesc tuturor care m-ați urmărit și pe Instagram și pe Facebook, care mi-ați dat acolo like-uri. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Ați văzut că am pus și poze ce am făcut și cu apartament și cu mine. Acolo voi posta de acum mult mai des, pentru că voi intra în renovări cu apartamentul și clipurile
Probabil că o să fie câte unul pe săptămână. Probabil că o să păstrăm această tradiție duminica să postez câte un clip. Eu sunt Otto, vă mulțumesc pentru vizionare. Numai bine, ciao! Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja.